Hello, man. Aici echipa mai rumenie IT News, iar azi este acel moment din an când vă prezentăm un nou iPhone. Hei lume, sunt Andrei, iar azi o să vă prezentăm noul iPhone 6S. Acesta este ultimul model de iPhone lansat în septembrie anul acesta. Telefonul, după cum puteți vedea la exterior, păstrează aceeași cameră cu protecție de safir, dar care de data aceasta poate filma 4K. Totodată a fost introdus și Live Photos pe această cameră, și filmatul la 120 de frame-uri în rezoluția de Full HD. Tot la exterior pare la fel ca iPhone 6, doar dacă nu ți-ai versiunea Rose Gold. Dar schimbările se văd abia la interior. Ecranul, deși are o rezoluție de 750x1334 de pixel, adică nu mai mult de HD, deși este un ecran IPS cu o mărime de 4.7 inch, pe acest telefon s-a introdus prima dată 3D Touch. Ce înseamnă aceasta? Păi, atunci când ecranul detectează că apeși mai tare sau mai încet pe el, declanșează anumite funcții. Mai nou, s-a lansat și fingerprint scanner versiunea 2.0. care de data aceasta este mult mai precisă și mai rapidă decât alte dăți sau pe alte telefoane. Acum doar apăsăm o dată pe buton pentru a deschide ecranul și deja ne-aș cerceta amprenta și s-a și deblocat. Partea în care te convinge să-ți faci upgrade-ul de la 6 la 6 este aceea a specificațiilor. Pe telefon nu mai se găsesc specificațiile slabe de anul trecut, ci de data aceasta au crescut. Procesorul a crescut în frecvență de la 1 la 1.3 GHz la unul de 1.84 de GHz. Dar fiți atenți, aici este disputa între cele două procesoare. Cele două procesoare sunt pe două structuri diferite. Una este pe 16 nanometri, iar cealaltă pe 14 nanometri. Dar amândouă au aproape aceeași performanță, dar o mică diferență la baterie. Un procesor este produs de Samsung, iar celălalt de TSMC. S-a făcut un upgrade și la memoria RAM. Dacă la iPhone 6 vă ziceam că singurul lucru de care duce lipsă este acela că nu are destul RAM, acesta vine cu 2 GB de RAM foarte bine optimizați. Procesorul grafic de data aceasta este peste orice așteptări. Este un PowerVR GT7600 sau Apple M9, care este un hexacore care va duce absolut orice joc sau film, fie el chiar 4K. Pe acest telefon se poate găsi exact același design cu predecesorul său, iPhone 6, doar că a crescut puțin greutatea din cauza la acel 7 Series aluminium, care este o combinație de aluminiu și zinc care face telefonul imposibil de îndoit. Odată cu greutatea a crescut o idee și grosimea, deși bateria a scăzut la 1715 mAh. Dar pentru că arată atât de bine și are o grosime de doar 7,1 mm, vă recomandăm să vă luați o husă pentru a nu zgâria spatele acesta atât de frumos din aluminiu. Foarte important de știut este că aproape toate husele de iPhone 6 se potrivesc și pe 6S. Acest iPhone este un telefon care nouă chiar ne place. Cam asta a fost, eu sunt Andrei, iar până data viitoare vă spun la revedere!